Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus.pi. Invitatul meu din această seară este domnul Silviu Roșioru, consilier local. Bună seara, domnule Roșioru, și bine ați revenit în studioul Campus TV. Bună seara și bine v-am găsit. Bună seara telespectatorilor dumneavoastră și o primăvară frumoasă doamnelor și domnișoarelor din județul nostru. Mulțumim tare mult pentru urările frumoase. Doamnelor și domnilor, încă de la început vă spun că așteptăm mesajele și telefoanele din partea dumneavoastră cu privire la ce se mai întâmplă în orașul nostru, la ce ar mai trebui făcut, dar de asemenea puteți veni și cu sesizări către domnul consilier. A demonstrat de multe ori că ceea ce primește din partea dumneavoastră ca sesizare duce mai departe și încearcă să facă în așa fel încât să găsească și o rezolvare. Începem cu cel mai fierbinte subiect al zilei. Domnule consilier, pentru a patra oară, judecătorii au decis o nouă amânare în cazul dosarului Orizont al fostului primar Constantin Boșcodeală. Deja lumea se întreabă ce se întâmplă. Este foarte greu. Din câte știm și noi și ceea ce am citit în mass media, am văzut că procurorii s-au antipronunțat că există prescrierea faptelor. De fapt, e un dosar lung din anul 2001 cu multe și foarte multe expertize, contraexpertize. Au mai și murit din persoanele care erau în acest dosar. Efectiv, nu știu ce sentință ar putea să mai fie în acum. Cred că tocmai de aia să-și amână această pronunțare, pentru că e greu de pronunțat. Da, așa este. Vorbeam și ieri cu invitatul pe care l-am avut la emisiune și am căzut de acord că până la urmă și la cap nu interesează pe nimeni să-l vadă pe fostul primar în spatele gratiilor. Ideea ar fi fost de recuperarea prejudiciului, undeva peste 12 milioane de lei, dacă nu mă înșel și mi-aduc bine aminte. Sume fabuloase, într-adevăr, și cred că asta ar fi miza, recuperarea prejudiciului, nici de cum să-l vedem în spatele gratiilor, pentru că oameni suntem cu toții. Da, nu știm, judecătorii o să se pronunțe și în eventuala unei pronunțări atunci se va face și apel, ori de o parte, ori de cealaltă. Cu siguranță cred că recuperarea prejudiciului nu știu de unde ar mai putea face. Deja fostul primar are totul sub sechestru și atunci nu știu cu ce ar mai putea plăti acest prejudiciu. Vom vedea. Da, dar înțeleg că oricum fiscul a scos deja pe un alt dosar. Dosarul Gloria. Da, la licitație două dintre terenurile aparținând fostului primar în localitatea Amara. Unul de 10 hectare și unul de vreo 4 hectare. Apropo, aproximație, au fost deja scoase la licitație pentru recuperarea prejudiciului în acel dosar. Acum poveștile sunt multe, care avea casă la Miami. Correct. Și așa mai departe. Acum nu putem să știm. Poprirea s-a pus pe ceea ce are personal, pe numele lui. Da. Că ori avea și trebuie să și demonstreze lucrul ăsta. Iată că și administrația are lucruri plăcute și neplăcute. Tocmai asta trebuie să înțelegem, că trebuie să fim foarte atenți și că nu ne putem juca cu banul public. Nu e singurul caz. Avem atâtea și atâtea exemple. În ultima vreme vedem primari arestați, oameni politici, oameni care au derapat de la o administrație cât mai corectă, adică de la o administrație corectă, și iată că au fost trași la răspundere. Îmi pare rău de asemenea, dar asta este legea, este lege. Așa, exact, asta am vrut eu să punctez. Până la urmă, legea este lege pentru toți. Toți trebuie să răspundem atunci când greșim, indiferent că suntem,
primari, președinți și așa mai departe. Un alt subiect care a stârnit destul de multe discuții la nivelul municipiului Buzău făcea referire la tăierea copacilor din zona de centru și înlocuirea acestora cu arbuști ornamentali. S-au făcut demersuri pentru a se afla sumele care au fost plătite de către Urbis pentru achiziționarea acestor arbuști ornamentali, comandați, înțeleg, după discuțiile care au avut loc împreună cu peisagistul contractat de primărie. Au fost făcute publice sumele acestea și o să le spunem și noi pentru telespectatorii noștri. Salcâm sferic, vor fi plantați pe strada Independenței, 681 de lei preț de achiziție fără TVA. Platan sferic plantat în zona tribunalului, 764 de lei preț fără TVA. Arțar globular plantat pe strada Tudor Vladimirescu, 1019 lei. Colegul meu chiar vă și arată cum arată acești arbuști ornamentali. Și cireș sferic se va planta luni pe Alea Trandafirilor, 1270 de lei preț fără TVA. Încă o dată, aceștia sunt arbuștii ornamentali ce vor fi plantați, au fost unii dintre ei plantați, restul urmează a se planta la nivelul municipiului Buzău. Prețurile pe care noi vi le spunem acum sunt furnizate de către reprezentanții Urbisului. Este vorba despre domnul inginer Nicu Tănase, șef la Spațiile Verzi. Cam așa arată. O să discutăm îndată și despre cât de bine arată ei, dar și acesta este salcâmul. Acesta este salcâmul sferic, da? Încă o dată va fi plantat pe strada Independenței și a costat 681 de lei fără TVA. Acesta este platanul sferic în zona tribunalului, 760. Arțarul este acesta, da? 1019 lei. Da, 1019 lei va fi plantat pe strada Tudor Vladimirescu și cireșul sferic, da? Pe Alea Trandafirilor, 1270 de lei. Deci aceștia sunt copaci, acestea sunt sumele. Îndată vom discuta, dar preluăm întâi un telefon. Alo, bună seara! Bună seara la dumneavoastră, domnul Rosioru! Bună seara, vă ascultăm! O întrebare am tipul domnul Rosioru. Domnul primar, văd că a fost taxi maxi 1 și a băgat autobuzile. De ce n-a băgat autobuzul 1 și dus și tot? Că aveam un taxi maxi care venea de la fabrica de lapte pe micro 5, acum nu-l mai avem. E autobuzul 1 care merge în roată și în cozoară. Dar aveam nevoie de un autobuz 1 care se cea mereu pe Marghiloman. Nu mai pe mașini. Da. Nu sunteți prima persoană care ați sesizat acest aspect. Sunt mai multe plângeri pe această problemă. Aveți dreptate și dumneavoastră și ceilalți locuitori care au fost stânjeniți de această decizie. Cred că Maxi Taxi, nu știu dacă a fost scos, dar cred că acest domn care are societatea de Maxi Taxi, cred că n-a vrut să mai preia acest traseu. Cu siguranță cred că se va mai face o licitație pentru acest traseu și cred că este necesar ca să existe și Maxi Taxi pe orice rută, nu să se suprapună cu traseele Transbus. Dar eu sunt ca Maxi Taxi să existe în municipiul Buzău pentru că sunt folositoare cetățenilor și au nevoie de aceste trasee. V-am spus, mie îmi pare nespus de rău că domnul primar tot pune presiune pentru scoaterea acestor Maxi Taxi. Nu sunt de acord cu această măsură. Îmi pare rău să poate ne mulțumesc pe unii sau poate mulțumesc pe alții, dar într-o societate și într-o democrație normală trebuie să existe concurență și oamenii să aleagă cu ce vor să meargă. Și unii poate vor cu autobuzul, alții cu Maxi Taxi,
trebuie să le dăm această posibilitate. Iar devierea acestui traseu, acum mă refer la autobuze, trebuie să, i-am spus domnului director de la Transbus, domnului Toader, să facă ceva, să revină la acel traseu și știu eu să mai găsească o soluție în care să mai facă un traseu, știu eu, unul barat sau alt autobuz, să poată să mulțumească atât pe cetățenii nemulțumiți, cât și pe cei care sunt acum pe traseu actual. Mai avem un telespectator în telefon, domnule consilier. Alo, bună seara! Sărbuna! Vă ascultăm! Am o rugăminte la dumneavoastră să interveniți la domnul primar. A început să toaleteze poveștea pe unii de la sud aici, de la noi, de la... Da. Și aș vrea să facă și operația asta de înlocuire acolo unde a fost coși. Tei, că frumusețe ați văzut și friște tei scoși, cred că intenționate ați scoși cineva să-i se vadă firma, știți? Asta vă pot spune la farmacia Hepitas. Știți unde e farmacia Hepitas? Da. Așa, acolo, în continuare spre noi, spre oraș, e școala de șoferi, acolo sunt vreo 2-3 scoși. Se vadă și la stil, e o frizerie sau ce, în continuare la școala de șoferi și ar mai fi și spre poștă, poșta noastră acolo. Trebuie controlat și numai acolo, tot unirii, dacă tot e tot tunde acolo și vrea să-i facă frumoși, să și înlocuiască acolo unde nu mai sunt. Bun, deci completarea copacilor doriți dumneavoastră. Întâi se vadă terenul, cei pătrâni și formă, ne apucăm, tăiem, dar nu mai înlocuim nimic. Poate și acolo ne-au mai tăiat la ei, ori fi stejarii, tei scoși. Nu? Sau da. Nu mai sunt, i-au scos, dumne, că au intervenit cu pile, că îi face găinați pe mașină, că nu știu ce mai face. I-aș mai crede acolo cum au vrut ei și ne lasă fără pom, dacă tot nu se interesează nimeni și nu pun alții. Da, foarte bună sesizarea și vă mulțumim pentru această problemă adusă. E normal, așa este, telespectatorul are perfectă dreptate. Exact, am sesizat și eu acest lucru în zona băncilor după Unirii, unde s-au scos acei pomi, s-au tăiat și nu s-a mai plantat alții în loc. Nu e normal și ar trebui, dacă tot există loc pentru pom, acolo să fie plantat pom. Chiar dacă, știu eu, poate s-a uscat sau poate a fost tăiat cu rea intenție, imediat trebuie înlocuit. Și mulțumim telespectatorului pentru această sesizare. Da, foarte, foarte binevenită. Am stat și eu de vorbă cu oamenii cu privire la acest aspect pe Bulevardul Unirii. Din păcate am trecut cu vederea pentru că discuțiile astea au avut loc cu ceva vreme în urmă și, într-adevăr, oamenii ridicau problema faptului că mașinile parcate sub acești copaci sunt murdărite de păsări și așa mai departe. Păi, la ce alegem? La a duce mașina o dată pe săptămână la spălătorie sau la a ne bucura de un copac pe stradă, un copac care să ne dea oxigen și așa mai departe. Și așa la capitolul spațiu verde stăm foarte prost la nivel de oraș și cred eu că orice arbore în plus contează pentru sănătatea buzoienilor și nu trebuie să exagerăm și să tăiem spațiu verde. Ați văzut că și acum, în ultima vreme, s-a eliminat acel gard viu. Se fac, încercăm să înfrumusețăm orașul. Avem și un nou peisagist da. Angajat la Urbiserve. Vedeți și dumneavoastră, s-au înlocuit acești pomi. Eu aici totuși nu sunt de acord cu înlocuirea aceștor pomi. Eu știu că avem în cadrul societății Urbis, avem pepenieră. Nu era neapărat o necesitate urgentă să schimbăm acești pomi. Cred că puteam
acești pomi să-i creștem noi în pepeniera noastră, să-i sădim, să-i îngrijim și în 2-3 ani, când erau bun de plantat, să facem această înlocuire cu costuri mult mai mici față de aceste costuri mari. Mi se pare enorm de mult un arbore, un pom să dai 700, între 700 și 1300 de lei, mai ales când noi cu bugetul stăm foarte prost, știm foarte bine că avem nevoie de bani și sunt alte lucrări mult mai urgente și lucruri mult mai importante de făcut pentru orașul și municipiul nostru, și cred eu că nu era cazul să facem această investiție. Sunt de acord, vreau să înlocuim pomii, vreau să arate orașul altfel, dar trebuie să le luăm așa pe priorități și lucrurile să se facă bine cântărite. Eu am sesizat și am spus tot timpul domnului primar acest aspect, dar dânsul se grăbește și vrea să facă cât mai mult într-un timp foarte scurt, ceea ce cred eu că uneori și greșește. O să continuăm în data această discuție, însă mai avem un telespectator în telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Am și eu două întrebări pentru domnul consilier. Da. Una am discutat-o cu dânsul după ședința de Consiliu Local, când o angajată a primăriei, la care nici nu vreau să-i dau numele, că nu merită publicitate, dar angajată din primărie, a făcut afirmații precum că persoanele cu handicap au scutire la transport prin articol de lege. Doamna respectivă este și șef de serviciu la biroul de transport și comerț și ce-o mai fi acolo, dar e șef. Și a dus în eroare întreg Consiliul Local, inclusiv pe domnul primar. Pentru că eu miercuri seara, și la ceea ce spun acum, erau poate 20-30 de oameni în primăria Buzău, la o întâlnire cu domnul primar și cetățenii, miercurea, deci înainte de ședința de Consiliul Local, care a fost joi, și am atras atenția că o categorie de persoane cu dizabilități, cele încadrate în gradul mediu, care au un venit lunar de 50 de lei pe lună, nu pot circula gratuit, deși venitul lor este sub alocația de 84 de lei a unui copil, sub nivelul unei pensii, n-am eu pensionare și respect pentru că sunt oameni care au muncit, dar consider personal că un angajat din administrația publică care duce în eroare, în ședință publică, presa, primarul, consilierii locali, ar trebui să-și dea demisia. Pentru că acei oameni trăiesc greu cu 50 de lei. Asta ar fi o problemă. A doua problemă, dacă tot doamna este șef la comerț sau la ce-o mai fi, nu știu câte persoane cu handicap, mă refer la persoane, chiar și asociații, beneficiază gratuit acum în perioada sărbătorilor, mărțișor, ziua de 8 martie, pentru a încuraja să muncească, nu să mănânce la cantina de ajutor social, nu să cerșească sponsorizare sau milă. În alte județe, și dau exemplu Iași și alte județe, în plin centrul orașului, sunt locuri alocate pentru persoanele cu dizabilități tot timpul anului, nu doar în perioada sărbătorilor. Pentru că altfel vom fi puțini care vom munci și mulți care vor trăi din cerșit, din furat, din alte lucruri care sunt de la locul lor. Că sunt două lucruri pe care le spun în această seară și am intervenit pentru că consilierii locali care fac parte din diferite comisii ar trebui să aibă planuri de intervenție pentru includerea în muncă și încurajarea la muncă a persoanelor cu dizabilități.
Doamna Tare, înțeleg că persoanele cu handicap mediu, care au acest venit de 50 de lei pe lună, nu beneficiază potrivit legii 448 de scutire la transport. Iar dumneavoastră, solicitarea dumneavoastră este ca prin hotărâre de Consiliul Local, da, acești oameni să poată beneficia și cred că și cei cu gradul 3 ar putea beneficia. Bineînțeles de... că se poate. Gradul 3 și mediu. Da. Gradul 3 și mediu. Acel 3 sau mediu. Deci e mediu sau 3. Dar care este problema? Problema este că eu anul trecut am făcut un document scris la primărie când era un alt secretar general la care n-am primit răspuns nici în ziua de astăzi și bănuiesc că tot la acea șefă de serviciu, transport și ce-o mai fi pe acolo s-a pierdut documentul, că eu n-am primit niciun răspuns sau asociația n-a primit niciun răspuns de anul trecut. Doi, eu am discutat cu domnul director și cu conducerea de la Transbuz și au fost de acord, au spus că dacă există o hotărâre de Consiliul Local unde circulă atâtea persoane, le poate asigura și acestor oameni un abonament pe un traseu de acasă până la medic. Oamenii ăștia nu mănâncă la cantina de ajutor social. Oamenii ăștia nu beneficiază de alte drepturi. Corect. Dar să pleci de acasă, sigur, pe jos până la un medic, oare n-ar merita și ei un abonament pe un traseu? Domnule Roșioru, da, vă rog să încercăm să-i răspundem doamnei. Se poate, iniția o astfel de... Bineînțeles că se poate. Doamna Ionica Tarău, buzoienii o știu, o femeie deosebită și luptătoare pentru drepturile persoanelor cu dezabilități. Eu în ședința respectivă am și ridicat această problemă. Corect. Și am spus, haide să dăm gratuitate tuturor persoanelor care au probleme cu handicap 1, 2, 3 și atunci șefa de acelei direcții de transport a spus, domnule, ei au gratuitate prin lege. Așa este, pentru că eram prezent în sală, sigur, la această ședință. Sigur că da, ședință. Dar au gratuitate numai cei de gradul 1, gradul 2 și gradul 3 nu au nici persoanele, nici însoțitorii și un pic ne-a derutat lucrul ăsta și pe domnul primar și pe noi. Dar cu siguranță vom iniția încă un proiect sau un amendament la proiectul de hotărâre cu transportul, cu gratuitatea transportului pentru... Poate veni chiar doamna Tarău cu propunerea respectivă. Sigur că da, și este, și este normal pentru persoane cu dezabilități să oferim această gratuitate printr-o hotărâre de Consiliu Local. Și îi mulțumim doamnei pentru sprijinul care ni l-a dat tot timpul și ne-a ajutat în această privință. Ținând cont de, știu, de o inițiativă să-i ajutăm pe cei care vor să fie integrați în muncă, cred că s-ar putea găsi, exact cum sunt aceste târguri, de sărbători, de mărțișor, târgul de vară, să se găsească câteva locuri cu gratuitate, bineînțeles, pentru a le da posibilitate să se integreze în activitatea asta de meșteșugărit, de, știu eu, prin ceea ce fac ei, prin activitățile lor și așa, ușor, ușor, să poată să-și găsească și un loc de muncă. Ei, mi se pare că beneficiază de o lege dată de guvern, adică cei care angajează persoane au anumite facilități și cred că și noi, ca și Consiliu și Primărie, putem să creăm facilități fără costuri prea mari, știu eu, să afecteze bugetul local. Se pot face lucrurile astea și trebuie să avem grijă pentru că fac parte din această urbe, din acest oraș și sunt și ei plătitori de taxe și impozite și cred eu că trebuie să le dăm atenția cuvenită. Așa este, vom urmări și noi și acest subiect. Doamna Tarău, iată, domnul consilier vă invită inclusiv să veniți dumneavoastră cu această propunere, după care dumnealui să o înainteze consilierilor. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct. Unul dintre telespectatori ne roagă să mai spunem o dată cât a costat fiecare copac
pe soiuri. După o scurtă pauză publicitară vom reveni în direct și vom redifuza prețurile pe soiuri cu fotografii și tot ce trebuie, pentru ca și dumneavoastră să înțelegeți exact câți bani s-au plătit pentru acești arbuști ornamentali. Scurtă pauză publicitară.